18, se dă trapezul ABCD. Hai, aduce-o cu mine. Se dă trapezul ABCD. Da. Ipoteză. A, B, C, D. Trapez. Trapez. AB paralelă cu CD. AB. Paralelă cu CD. Da. AB mai mică decât CD. AB mai mică decât CD. Și AC intersectează BD, nu. AC intersectează BD. E egal mulțimea formată din punctul O. Dacă OE este paralelă cu AB, cât? OE paralelă cu AB. OE, da. Paralelă cu AB. Da. E aparține lui AD. E aparține lui AD. În paranteze. Segmentul este. Da, da, da. CE intersectează AB în F. Egal cu mulțimea formată din F. Să se arată în concluzie, la mix. FA congruent cu AB. Și la B mic, AD perpendicular pe AB. AB. AD perpendicular pe AB. Dacă EO este bisectoarea unghiului bec. Dacă. Da. EO. E. O, bisectoarea unghiului bec. Bec. Deci un trapez ABCD cu AB mai mică decât CD. Deci, baza mică sus, da? Nu trapez isoscel, nu nimic, oarecare. Nu dreptunghic. A, B, C, D. AC intersectează BD. AC cu BD, diagonale, adică diagonale se intersectează într-un punct notat cu O. OE intersectează AB. OE intersectează AB. E aparține la AD. OE paralelă cu AB. Adică prin O duc o paralelă la AB. Asta vrea să spun. Sau la DC tot acolo. Sau la DC tot aceeași poveste. Și ea aparține lui AD, nu? CE intersectează AB în punctul F. CE intersectează pe AB, deci CE. O prelungire. Sigur că da. CE intersectează AB în punctul F. Să arătăm că FA e cât AB. FA e cât AB. FA cât AB. Adică asta de aici, cât asta de aici. Adică să arătăm că ai la mijlocul lui FB. Așa. Adică OA să fie mediană. OA să fie, nu, CA mediană. OA trebuie să duci într-un triunghi. Da, OA în FOB. În FOB. Dar mă urez pe F cu O în cap. Dar fă cu ori nu e unit. Da? Mai degrabă te gândești la ce A în F, ce B, că e am dus-o pe F, C. Da. Da? Bun, dar partea asta nici nu mai prungeți paralismul asta, da? Mă opresc aici. În triunghiul FOB, să scriu teorema lui Tales. În triunghiul F, OB. O, tot te duci la F, OB, mă încarci cu figura. Nu, F, C, B. Nu. F, C, A, dacă vrei. F, C, A. Nu, vreau să spun pe F, A, pe F, B. F, A, pe F, B, nu prea prins. Ca că A să fie... Ar F, B, C, pare isoscel cu F, B, congruent cu B, C. F, B, C... Pare isoscel cu care? Dacă amonic... Nu e. Trebuie să arătăm cât A e cât A, bă, nu? Visăm așa. Dacă aș avea FA pe EO, fiindcă EO e paralel cu FA, pot să încep să scriu raportul de asemănare lui Tales, da? Pe Tales. Adică să zic, cum e O e paralel cu FA, în triunghiul FCA, în F, C, A. Da. Voi putea scrie așa. O e pe F, A. O e pe F, A. Atenție, Miruna. Hai să ne închipim așa triunghiul. Da? Asta este C-ul, cum ar veni. F și A. F-A. Și e o paralelă. O pe cine? Pe AC. O aici este și eu este aici. Și eu vreau să apară eu pe A, F. Fiindcă vreau să apară raportul ăsta, trebuie să scriu că triunghiul C, E, O e asemenea cu C, A, F. O paralelă dusă la una din latul unui triunghi, formează cu celălalt două un triunghi cu teorema fundamentală. De ce? Mă duc pe teorema fundamentală, dar și teorema lui Tales, pe acolo fac și rapoarte. Asemănare. Da. O paralelă dusă formează cele două, un triunghi asemenea cu cel dat. Da. Da. Încă zic CO supra CA, da, egal cu CE supra CAF și egal cu EO supra FO. Da. Adică la numărător fixez la numărător fixez latele unui triunghi și până la numărător celălalt. Deci, să zicem noi, cum O e paralelă cu FA, rezultă că triunghiul COE, triunghiul COE este COE asemenea cu triunghiul CAF. CAF. Și mai rezultă niște triunghiuri. O să vedem, dar să ne scriem raportul de asemănare de aici. Să câștigăm ceva. Deci de aici rezultă că fixăm la latul unui triunghi, adică, cum spuneam, CO e deasupra, da, și CAF de desubt. Și atunci, CO egal cu OE egal cu CE egal. CO pe AC. CO, CO, sub, uită, unghiul ăsta micus din C. El e comun supra EFA. EFA, da. Deci, ce a zis? CO? Da. Atenție, eu sunt atent. Da. CO pe CA. CO e ăsta, care sunt supra CA. Da. Deci CO supra CA egal cu OE supra... OE supra EFA. Da. EFA. Da? OE supra EFA. Și egal cu? CE pe CF. Egal cu? CE supra C? F. Ce fâfă. Da? Bun. Pe de altă parte, eu o paralelă cu AB. Da, da, da. Și atunci mă duc. E-O, D. Da, D-E-O cu D. Deci triunghiul, cum zicem așa, o E paralelă cu AB. Rezultă că triunghiul D-E-O însemnat cu triunghiul D-A-B. De unde rezultă? D-E pe D-A. Scriu D-E egal cu E-O și egal cu D-O. Acum D-E pe D-A. D-E pe D-A. Egal cu E-O pe AB. AB. Și egal cu D-O pe D-B. Pe D-B. Eu trag cu coada ochiului și unde văd, eu trebuie să arăt că EFA egal cu AB. Da. Avem OE supra FA. OE supra FA. OE supra FA. FA. Apare FA. FA. Apare FA, da. Desubniesc pe asta. Da. Și pe a doua. Și asta altă. EO pe AB. Așa-și pasă dumneavoastră. Dacă le-aș putea lega pe astea două, cum o E și o E este acolo, atunci fai câte AB. Păi să le mulțim, adică ce pe coabă. Nu, nu. Vrem să legăm și șirul ăsta din rapoarte cu șirul ăsta. Adică CO pe CA egal cu OE pe... Adică CO supra CA egal cu OE supra F. Dar trebuie să vedem, eu am înțeles asta, dar trebuie să vedem. Să vedem. Deci CO supra CA, care e de aici, să fie egal cu, știți cu ce? Sau pe DO cu... DO cu DB. DO cu DB. Cred că dacă aș putea să leg, hai să cadrez cu ceva. Aici, aici mi este problema. Deci dacă aș arăta că ăsta, a fi cu ăsta, s-ar lega, atunci șirul de rapoarte l-a scris de un cap în altul și a fi problema perfectă. Deci de o parte iau. Da, da, dar diagonalele trapezului. Acolo trebuie să muncească. Deci, iată să văd. CO supra CA este egal cu semn de întrebare cu DO supra DB? Da. O, păi, da. E cuvântul meu. Diagonalele trapezului. Sintetizează nou. Nu, da, trebuie să muncim. CO supra toate CA. Știți ce mă gândesc? AOB cu DOC sunt asemenea. Da. Ca unghiul ăsta de aici, cu ăsta de aici, paralele fiind, te-ai deosecate. Da, alternite. Și la fel și unghiul ăsta, 1 cu 1. Și 2 cu 2. Și cu 2. Și au și opus la vârf, suficient. Gata. Triunghiile sunt asemenea. Asemenea. Bun. Să zicem. Triunghiul AOB. AOB. Asemenea cu triunghiul. Asemenea cu triunghiul. DOC. Triunghiul DOC. Vreau să mă urmăriți că am obosit. Și din asemănare, rezultă. Îl luăm la laturile unui triunghi. AO. AO. OB. AB. OB. AB. Și AB. Iar la numitor punem... DO. DO, da? La AO, AO, să uite ăsta, și ăsta e cum rezultă, OC. OC. Adică, uite, la AO, să uite unghiul din B. B-ul e cât ăsta, din D. Da. Și la D sunt OC. Supra OC. Nu greșim în acordul, că am încercat tot. Egal cu OB. OB, OB. Ca ți uite ăla din A, care e cu supra DO, da. Supra DO, da? Da, da. Supra DO. Și egal cu AB supra DG. AB supra DG. Ăsta muncesc. Astea sunt cei care aici mă interesează. Eu mă uit. Unde trebuie să am DO. DO lăs. Adun numitorii. Avem CO și DO. Atenție. Pe DO și pe OC le las. Adun numitorii la numărător. Așa. Și o să avem așa și chestii gata. Treagă noștri. AO plus OC. AO plus OC supra OC egal cu OB plus DO supra duo. Supra duo. Echivalentul. Egal cu AB. A O cu O C AC. AC. AC pe OC. AC. Supra OC. Egal cu BD supra duo, ceea ce trebuie să arătăm. Da, dar sunt inverse. Da. Le scriu și eu invers. Adică echivalent va spune că OC supra AC egal cu DO supra BD. Da. Și asta îmi trebuia, eram înnebunit. Și acum, din 1, 2 și 3. Rezultă din cele 3. Rezultă că OE supra EFA. Da? OE supra. Lăsau legate din cele, da. OE supra EFA. Egal cu OE supra AB. OE supra AB. De aici rezultă că EFA e cât AB. Așa, deci rezultă că EFA e cât AB. Egal cu AB. Terminator. Mai aveți puncte, vedeam să știu că mai avem, dar sunt încântat că am reușit o parte din ea. Hai să mai vedem o dată, înainte de a pleca pe o altă problemă, să înțelegem mecanismul. Corect. Da? Deci, eu la ce am visat când am văzut problema asta? Am visat ca EO să intre în legătură cu EFA și EO cu AB. Adică am visat la asta. OE supra EFA egal cu OE supra AB. De la bun început. Dacă să ajung acolo, mi-a zis, bine, dar OE cu EFA paralel. Și atunci triunghiul EOC cu EFAC sunt asemenea. Am scris și eu în rapoarte. Corect. Pe de altă parte, EO paralel cu AB. Deși triunghiul EOD cu ADB asemenea. Corect. Am scris rapoarte asemenea. Și acum am visat. Ce bine ar fi să le leg. Corect. Și ca să le legăm, m-am uitat CO cu CA, CO, și atunci m-a trimis pe triunghiul ăsta AOB, asemenea cu DOC, care sunt asemenea. Iar am scris raport de asemănare, am făcut niște proporții derivate și mi-a ieșit acolo legătura. Corect. Și odată legătura a ieșit, m-am dus și am spus da, e adevărat. Corect. Da? Deci, vedeți, îți faci scheletul problemei dacă te apropii de problemă. Cam cum ar trebui. Deci învățăm de aici. Nu ne... Am făcut problema și am plecat. Deci, ușor, ușor am zis, cum aș arăta EFA cu AB? De regulă, ca tehnică până acum, știam să găsesc pe EFA într-un triunghi, AB într-un triunghi, să fie triunghiul congruente, ca tehnică de lucru. Dar aici era exclus. Unde se intre EFA într-un triunghi, AB într-un triunghi, intră EFA în EFAC, intră AB în ADB, dar nu sunt congruente niciodată. Nici ele nu sunt asemenea. Însă ele sunt, iată, EFAC cu EA. De ce mai da paralelismul? Deci nu de ce mai da paralelismul. Deci toate acestea, în elaborarea unui raționament, trebuie să țin cont de absolut toate lucrurile date. Autorul este foarte zgârcit. Nu-ți dă minim necesar. Nu-ți dă nicio relație în plus. Și acum avem punctul B. AD perpendiculară pe AB. AD perpendiculară pe AB, care ar fi acolo una 90 de grade, dacă da. E o bisectoarea lui B. Hai să ștergem pe asta. Da. Dacă e o bisectoarea lui B. B e C. B. Adică unim B cu E. Așa. Da. Și eu, acum, acea paralelă la AB. B e C, da. Da. Să vedem un joc. Da. Da. Eu e bisectoare. Așa. Deci dacă e o altă bisectoare. O avem că e bisectoare. Da. Vom valorifica această calitate ei. Deci dacă iată eu e bisectoare. Nu degeaba nu este bisectoare. Deci B, E, P, E, C va fi egal cu, dacă o lungim și notăm cu... Să ducem mai mult pe mirul, da? La timp de BC. La timp de BC, într-un punct... F. F. A, dar F avem. P. P. Deci, dacă folosim în afară de tot ce ne dă el, autorul, și calitatea asta că e P asta, e bisectoare între unghiul P, E, C, atunci trebuie să rezulte că AD e perpendiculară pe AB, AD pe AB, adică unghiul ăsta e de 90 de grade. Deci să ajungem la concluzia cu unghiul 90 de grade. Asta e va influența. Adică triunghiul, trapezul e dreptunghic. În condițiile astea. Păi dacă trapezul e dreptunghic și ADC are 90 de grade. Păi nu, să ajungem. Să arătăm că e dreptunghic. Păi, dacă e dreptunghic, și ADC trebuie să aibă 90 de grade. Păi, sigur că da, nu cap de discuție. Deci, și dacă atunci, e așa... Dacă demonstrăm că D are 90 de grade, e perfect. Deci, tu spui așa, ori arăți că unghiul aici e 90 de grade, ori că asta are de 90 de grade, tu nu este. Da, de acord cu asta. Deci să vedem cum bate în toată construcția asta, informația asta în plus, că unghiurile astea sunt congruente sau? Păi unghiul BDC e congruent cu ABD. Unghiul BDC ăsta de aici. Cu ABD, nu? Cu ăsta de aici. Da. Unghiul ADB cu... Atenție, e tot așa. Cu tot ăsta așa. Deci și pul ăsta micuț. Da. Și unghiul ADB nu este cât BDC? A? DB. Cât BDC. A, D, B. Cât BDC. Ăsta de aici. Cu ăsta de aici? Nu, cu celălalt. ADB cu BDC. Că s-a alternat interne. ADB. ADB cu DB. Că s-a alternat interne. BC. BD. BD secant. Da. Pentru dreptele? AB și CD. Deci unghiul ăsta tot așa, Miruna, este cât ăsta. Deci am înțeles. Hai să zicem 1. 1 cu 1 de aici, da? Da. Și ADB nu e cât DBC? ADB. Cât DBC? Păi care secant atunci? DBD. Păi da, asta e altă dreaptă, e o dreaptă la întâmplare. Ia zice tot AB și BC și tot BD se cantă. Păi nu, ăla nu mai sunt alte minte. Nu, deci nu intră în discuție. Hai să ne întoarcem la ceea ce știm. Că e P, e bisectoare. Împarte latura opusă în segmente proporționale încât BP supra PC egal cu ED supra EC. Nu? Da. Deci, faptul că e pe bisectoare rezultă că BP nu parte latura opusă în segmente proporționale cu latura. BP supra PG. BP supra PG este egal cu EB supra EC. E B supra EC. BP supra PG. Să adunăm următor la numitor. Poate. Da, aduni și apare E, da. B plus E, C, nu-i de folos. Da. Însă E, C, am avut-o datorită paralelismul acela cu FC prinsă mai înainte. Trebuie să folosim și faptul că avem EFA cu EFB. Deci EFA e cât EFB știute de noi. EFA e cât AB. EFA e cât AB, da. Dacă am arătat că tot unghiul ăla din ABD îi de 45, îi congruent cu ADB și de 45, gata, ăla e 90. Că ăla e isoscel, că AD e congruent cu AB. AD cât AB. Avem dat impoziție. Dacă am arătat asta. Ei, dacă am arătat și ar fi și un unghi de 45, ar fi de 90. Dar cum ne... AB cât AD, gata, ar fi isoscel triunghiul ăla și... AB este cât AF. Nu, cât AD. Atunci, eu știu că AB e cât AF, dacă ar fi AF cât AD... Ia să vedem. Poate s-ar afla aici secretul problemei. Păi da, ne-ar da bisectoarea aia atunci, domnul profesor? Poftim? Ne-ar da bisectoarea? Eu zic, dacă ne dă bisectăria, nu ne dă degeaba. Păi nu, nu cape discuții, dar tocmai vreau să folosim bisectoarea exact. Și la ceea ce înseamnă ideea asta pe care am preluat. Faptul că A, fâi cât A, B, trebuie folosit. Și cum tu ai mișcat problema în ideea... Dacă A, B ar fi cât A, D, gata. Da, și unul de 45 de grade în cer. Păi e obligatoriu de 45 dacă e social, domn profesor. Amândouă vor fi de 45. Nu, numai deci, dacă ar fi ăsta de 90. A, doar A, da. Da, deci nu am de 90. Deci sunt două condiții. Da, și unul de 45. Și să fie social și unul de 45. Da. Deci sunt două întrebări care nu sunt de acolo. Da. S-ar putea să ne ducem pe popular greșit să muncim acolo și să tragem de probleme. Dar neapărat, neapărat. Dar O ăla nu poate să fie ortocentru, ceva în profetor, într-unghiul B, ăla. Eu tot mă gândesc că la nu l-a dat degeaba bisectoare. Sigur că da. Și pare acolo o intersecție, într-unghiul B, E, G. Într-unghiul? B, E, G. B, E, G. O pare să fie o intersecție de toate. Vedeți? B-E-C. O, ăla poate să fie un ortocentru, ceva. Dacă e bisectoare, dar nu mai am că asta ar fi bisectoare, deci nu am. Dacă... Eu, O este cât o P. Mai am și asta. Pot să arăt că eu, O este cât o P. Deci, eu, cât o P. Cum fructificăm calitatea acesteia cu bisectoarea lui B, E, C? Păi, haideți să ne gândim că E, B, E, paralel cu D, C. Sigur. Deci, triunghiul, am zis că triunghiul AEO e aceeași cu ADB. Miruna, dacă mă duci așa... AEO e cu ADB. Deci, unghiul, hai să zicem așa, unghiul 1 de aici, e cât 1 de aici, din partea asta. Ca fiind alternintele, astea două paralele și astea secante, da? Da. Deci, unghiul ăsta de aici, e cât ăsta de aici. De acord. Ăsta de aici, Miruna, 2-ul, este cât 2-ul de aici, dar și a 2-ul. Da? Da. Deci, iată că 1 e cât 2. Că 1, 2 aici, 1, 2 l-am scos afară. La cine ar folosi? Deci, peste tot avem un 1. Și din A, F, paralelă cu D, C. A, F, paralelă cu D, C. D, C. Și F, C, secanda. Da, ar fi ăsta l-am dus aici. Ăsta e 2, nu? Ar fi 2 fc cu fc d, alternitele. Alternitele, deci 2 e și l-am dus aici. Da. Și atunci triunghiul, în triunghiul f, e, b, e isoscel. F, e, b, isoscel. E 1 cât 2. Corect. Adică latura f, e, e cât e, b. Dar e aici imediat. E A e mediană. E A e mediană. Rezultă că e A perpendiculară pe FB. Corect. Aici e problema. Da? Deci aici e problema foarte mare. Deci, atenție cum vine. Deci pe 2 de aici l-am scos aici. Că astea două paralele. Deci astea două paralele. Tăiate de secanta FB. Tăiate de secanta de F, C sau E, C, 2, 2. Da, alterninte. 1, 1. Corect. 2 cu 2 din cauză din nou. Deci 2 cu 2. Și atunci cum 1 cu 2 înseamnă cu 1 cu 2. 1 cu 2 înseamnă că triunghiul F, E, B este isoscel. Și mediana într-un triunghi isoscel e și mediatoare și bisectoare și de toate. Corect. Și atunci E, A, pică perpendicular pe figură. O foarte, foarte tare problemă. Foarte tare. Noi ne-am dus pe bisectoare. Vedeți? Faptul că... Aici este momentul teribil. Faptul că suntem la rapoarte, faptul că nu știu ce, ne îndemna. Eram îndemnați de ideea de a încerca să folosim rapoarte. Corect. Da? Și l-am dus pe pâul ăla care ne juca mai mult. Care, de fapt, ne scotea de pe, exact, de pe problemă, de o altă direcție ne duce complet. Calitatea bisectoare obișnuită, în parte unghiul în două. Corect. Asta era important. Asta era important. Pornim la treabă, da? Hai să redactăm chestia asta, că e faină de tot. Am dus-o un pic, dar am lăsat-o în parte, în pace. Adică am zis că unul ăsta e câte ăsta. Corect. Și n-am mai insistat să zic doiul cât doiul și doiul ăsta aici și gata problema. Corect. Și ala isoscel și aia e mediană. Sigur. Problema era banală. După ce... Dacă e mediană și în înălțime. Sigur. E toate. Și de la problema. Deci, hai să spunem. Cum o e. Cum e o. Cum e o bisectoarea unghiului bâiecă rezultă că bâie o unghiul măsurat sau bâie o e unghiul bâie o congruent cu unghiul o e că unghiul bâie o congruent. Hai să scriu E1, Mihaela. E1 cu E2 că vine mai ușor. Da, 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 domnule. Deci, scriem chestia asta că E1 congruent cu E1. Și notați și voi așa, E1 cu E2. Congruent cu E2. Și se poate, dacă nu există confuzie. E1 cu E2 din figură. Corect. E1 cu E2. Bravo. Acum, cum E-O paralelă cu DC. E-O paralelă cu DC. Și secanta E-O. E-O. E-C. Secantă. Acolată din astea două. Da, rezultă că E2 este cu C2. Corect. E2 congruent cu C2. Da, notați și voi la fel. Da, merge foarte bine, că nu e nicio confuzie. Mai ales că avem și pe figură, deci asta e corespunderea. Pe de altă parte, E-O e paralelă cu AB. Pe de altă parte, E-O paralelă cu AB. Și secanta. Și secanta E-B. 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 Secantă. Atunci E1 cât B1 congruent cu unghiul B1. Bun. B1. Ați notat și voi B1 ăsta de aici, da? B1. De altă parte E-O e cât E fan paralel. Da. Deci E-O. E-O. Dar E1 cu E2 trebuie să remarcați. Acum E1 cu E2. Deci știm că E1. De fapt e bisectoare. E1 cu E2. E1 cu E2. E1 cu B1. E2 cu C2. Și atunci rezultă că F2... F2, unde avem noi F2, domnule? Nu ne-am dus pe E-O paralelă cu F. F-A paralelă... N-am dus asta, nu? F-A paralelă cu DC. N-am dus-o, nu? F-A paralelă cu DC. F-A paralelă cu DC. Și secanta. Și secanta... F-C. F-C, corect. Rezultă că F2 e cât C2. F2 congruent cu C2. C2. Ia să vedem acum, avem tot? Și avem tot. Se leagă E1 cu E2. E2 e cât C2. C2 e cât F2? Da. Deci se leagă că F2 va fi cât B1. Da. Din toate astea rezultă. Din toate astea 4. Rezultă. F2 congruent cu B1. Și rezultă că triunghiul. Rezultă că triunghiul F, E, B. F, E, B. Isoscel. F, E, B. Isoscel. Isoscel. Și cum F, A egal cu A, B. F, A. Congruent cu A, B. Congruent cu A, B. Demonstrat. A, B. Da. Rezultă că e A. Rezultă că e A. Mediană. E A. Mediană. Și e A perpendiculară pe... Deodată trebuie să spun. Da, nu mai spune mediană. Da, da, da. Deci e A perpendiculară pe AB. Ceea ce trebuie demonstrat. Adică e A perpendiculară pe AB. AD, de fapt. E A perpendiculară pe AB înseamnă că AD. AD cât de era... Că e aparține lui AD. Exact. Pe AD. Pe macro. Mai insistăm încă o dată și de fiecare dată la o astfel de problemă, trebuie să spun că e o problemă destul de frumoasă, dificilă chiar, cu lucruri interesante și anume ce anume trebuie să reținem și la punctul acesta. Când te duci pe o idee, nu rămâi cramponat acolo. Vezi că nu... Suma unghiilor de acolo sunt legate. Vezi că nu te ajută deloc. Și care sunt odată pâul ăla, noi ne duceam, da. Deci, pâul acela l-am dus noi, am zis că poate calitate cu rapoarte, dar bă, pâi supra te, ce mă gândeam eu să fii cu A, E, supra E, pe acolo, dar nu mergeam. Poate ne îndepărtam, da. Ne îndepărtam. Deci trebuie să simți când te duci, pleci lângă probleme. Să abandonezi și te gândești la... pleci pe altă culoare. Mă interesa foarte bine, fă A cât A, B. Dacă aici visam un pic, fă A cât A, B. Și cum e A mediană, și dacă aș reuși să fie și isoscel, gata că trebuie plane. Deci aici trebuia să plecăm. Să fructificăm. Cum fă A încât fă A, B. Că nu degeaba am demonstrat la punctul A. Sigur că da. Și faptul că mi se cere să fie perpendicular, ar trebui să arăt că mediana asta e și înălțime. În ce? Într-un triunghi isoscel. Adică trebuia să arăt că e A e cât e F. Deci de acolo plecam. Ea cât e F, dar ca să fie așa, triunghiul ăsta trebuie să fie isoscel. Adică unghiul ăsta trebuie să fie populat. Bine. Dar ăsta e cât ăsta, ăsta de aici e cât ăsta, și ăsta e cât ăsta și am adus și mai aici. Deci vedeți, și plecând de la ce mi se cere, asta mi se cere. E bine, dacă mi se cere asta, câtă vreme sunt într-un triunghi unde am o mediană, ca ea să fie și înălțime, se întâmplă numai că dacă triunghi isoscel. Ori isoscel dacă unghiul este subcongruent. Bine, ăsta e cât ăsta, ăsta e cât ăsta, cum este însecat, aia se dea problema. Da, da. Deci de paralelism, tot ce știam. Corect. Facem sinteza, domn profesor. Da, sinteza. Iar uitam. Haideți să facem asta. Ce-ați făcut, zi? Și la sinteză, măi, ca să fie altă lume. Sinteza, oare, haideți să-mi spuneți... Haideți să vedem ce-am făcut la prima problemă. Sinteza. Oare. Mediană. Teorema aceea, cele două teoreme care le-a zis a lui... Teorema fundamentală a asemenea. Nu, nu, ăla două. Teorema Mendeleev și teorema altceva. Ba da. Menelau. Menelau. Mendeleev și la chimie. Dar asta nu am făcut probleme cu ea, decât v-am amintit. A, doar le-ați amintit? Le-am amintit. Așa. Teorema noastră și eu la Ceva. Ceva. Da, da, pui accentul. Da, da, noi așa urcează. Teorema are Ceva. Menelau. Menelau și Ceva. Menelau și Ceva. Bun. Și prima problemă cu despre ce a fost? 360. A fost 360. A fost pătratul acela în care am folosit ce? Asemănarea triunghiilor. Da? Da. Teorema fundamentală a asemănării. Teorema fundamentală a asemănării. Cazuri de asemănare. Da. Cazuri de isoscele, proprietățile triunghiilor isoscele și dreptunghiile. Am mai demonstrat acolo, parcă triunghiile cele că sunt congruente. Asta deci isoscele, dreptunghiile. Da, da. Deci triunghiuri triunghiuri congruente. Congruența triunghiurilor, da. După aceea trapez, ce-am avut trapez. Triunghiuri congruente. Paralelism. Aici trapezul. Da. 4. Paralelism. Da. Trapez, paralelism. Mediana într-un triunghi isoscel este, da, este și mediana în triunghi isoscel, adică mediana dusă din vârful unghiului acela, e și înălțime și mediator cu fața, în triunghi isoscel și probleme de aici. Mai bine. Da. Hai, zi finalul. La revedere, vă mulțumim că ați mai profanat și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. La revedere, dragilor! Hai,